Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Laudato sia Iesus Christus. Iubiți credincioși, dragi ascultători, iată mielul lui Dumnezeu, iată cel care ridică păcatul lumii. Așa spune Ioan Botezătorul mulțimii adunate la Iordan. Observăm că nu vorbește de păcatele lumii, ci de păcatul lumii. Nu folosește pluralul, ci un fel de singular, colectiv. Deci, ar fi vorba de un păcat care, într-un fel, conține, dă naștere, explică toate păcatele. Care este acest păcat? Poate că, dacă am vrea să încercăm un răspuns, am putea face aluzie la violența, la corupția, la nedreptatea, la egoismul națiunilor. Aceste răspunsuri, mai ales în raport cu situații istorice determinate, pot să pară plauzibile. Însă Sfânta Scriptură, încă de la primele pagini, ne dă un alt răspuns. Ne spune că păcatul lumii, matricea tuturor celorlalte păcate, este orgoliul. Din orgoliu se spune nu lui Dumnezeu. Din orgoliu nu se pune încrederea în Dumnezeu. Din orgoliu nu se crede în Dumnezeu. La originea oricărui păcat există, să spunem așa, un dialog tacit cu Dumnezeu. Acest dialog. Tu, Doamne, îmi propui o alegere pe care n-o simt ca alegerea mea. Tu îmi promiți o fericire care pentru mine rămâne nesigură și nedefinită. De ce ar trebui să te cred când eu văd că fericirea este aici și acum, la îndemână, ușor de obținut? Dragi credincioși, acesta este păcatul lumii, a nu crede în Dumnezeu din orgoliu. Acesta este și păcatul nostru, al celor care spunem că credem. Al credincioșilor. Este un păcat cu atât mai grav, cu cât este mai puțin recunoscut. De multe ori, noi nu ne încredem în Dumnezeu, nu ne încredem în Hristos. Și de fapt, opțiunile noastre, fie că e vorba de bogăție, fie că e vorba de dreptate, fie că e vorba de moralitate, sau de orice altceva, toate aceste opțiuni, de fapt, merg în cu totul alte direcții față de drumul pe care ni-l trasează Sfânta Evanghelie. Sunt texte din Evanghelie care ne provoacă frică, texte pe care le considerăm periculoase, și de aceea se întâmplă că, în loc să modificăm comportamentul nostru, am învățat să modificăm Evanghelia. Și rezultatul se poate înțelege cu ușurință. Anumite texte pentru noi, ca și cum nu ar exista. Citim o Evanghelie cenzurată, cum se spunea odinioară despre cărțile interzise și publicate, totuși, fără textele periculoase.
mai suntem noi credincioși? Poate că ne înșelăm. Adevărați credincioși sunt cei care capitulează în fața cuvântului lui Dumnezeu. Sunt cei care se încredințează cuvântului lui Dumnezeu cu o încredere totală, asemenea slujitorului lui Iahve, despre care am auzit în prima lectură. El se simte chemat să fie instrument de mântuire pentru toate popoarele. Adevărați credincioși sunt cei, ca Sfântul Apostol Paul, care în lectura a doua se prezintă comunității din Corint ca investit cu misiunea de apostol. Dar noi trebuie să admitem acest lucru. Suntem în marele păcat al lumii, care este acela de a nu avea încredere în Dumnezeu. Dacă acesta este păcatul lumii, cu ce se poate lupta împotriva lui? Se poate lupta cu ceva care să fie total opus. Păcatul lumii, care este orgoliul, nu poate fi învins decât de umilința credinței. Și atunci se înțelege de ce Mântuitorul nostru, Cel care ridică păcatul lumii, este prezentat în Evanghelia de astăzi cu imaginea mielului. Această imagine, mielul, are o forță simbolică deosebită. Amintește de diferite valori, cum ar fi bunătatea, blândețea, umilința, docilitatea. Și apoi, evreii nu puteau să nu se gândească la mielul pascal. Și atunci imaginea mielului amintește și de dăruire, de sacrificiu. Numai ceea ce este reprezentat de acest miel poate să învingă, să ridice păcatul lumii. Numai Iisus Hristos, adevăratul miel, pentru că El întrupează blândețea, umilința, docilitatea, împlinirea voinței Tatălui. Și în Evanghelia de astăzi ni se spune un cuvânt de speranță. Iată mielul lui Dumnezeu. Iată! Nu este departe. Este printre voi. Este unul dintre voi. Voi sunteți aroganți și mândri, încât credeți că puteți să vă descurcați fără Dumnezeu. Și de aici se nasc toate păcatele voastre. Toate acele mizerii morale, mici sau mari, care marchează, de fapt, eșecul vostru. Pentru aceasta, fie că sunteți de acord, fie că nu sunteți de acord, pentru aceasta, voi sunteți nefericiți. Însă, există posibilitatea de a vindeca această situație. Există cineva care nu numai că se prezintă ca model al unei vieți diferite, dar este cu voi pentru a vă face să trăiți un spirit diferit, pentru a vă face să vă convertiți, pentru a vă educa la gingășia credinței și a iubirii. Iată mielul lui Dumnezeu, îl puteți atinge, îl puteți asculta, îl puteți urma, puteți trăi împreună cu El. Iubiți credincioși, pe această cale a lui Iisus Hristos se ajunge la înțelegerea adevăratului sens al vieții creștine.
A fi creștin nu înseamnă a adera la un crez sau la o morală pe care apoi, la momentul oportun, unul își permite să o modifice, să o transforme. A fi creștin înseamnă a fi în comuniune cu Hristos. Hristos care trebuie acceptat pentru ceea ce este El cu adevărat, mielul lui Dumnezeu. Nu există posibilitate de compromis. Și dacă îl acceptăm, atunci devenim asemenea lui. Este foarte frumos ceea ce spune Sfântul Apostol Paul credincioșilor din Corint. Mă adresez vouă, care sunteți biserica lui Dumnezeu din Corint, vouă care ați fost sfințiți în Hristos Iisus. Este ca și cum ne-ar spune, vouă care sunteți sfinți pentru că uniți cu Iisus Hristos, care este mielul lui Dumnezeu, primiți puterea de a ridica și voi păcatul lumii. Să nu credeți că suntem în domeniul imaginației, al fantasticului. Nu, suntem în domeniul obiectivității, suntem în domeniul adevărului. Dacă suntem uniți cu Hristos, purtăm în noi sfințenia lui Hristos. Și continuă Sfântul Apostol Paul, vouă, mă adresez vouă, celor care ați fost sfințiți, chemați să fie sfinți. Este adevărat că uniți cu Hristos, noi suntem sfinți. Dar acum suntem chemați practic să cucerim pe deplin ceea ce suntem, să revelăm pe deplin ceea ce suntem. Sfințenia trebuie mărturisită. Și dacă sfințenia este aceea a lui Hristos, sfințenia aceasta trebuie mărturisită cu spiritul mielului lui Dumnezeu, adică cu simplitate, cu gustul măsurii, cu blândețea sufletului, cu voința de a sluji. Numai așa putem să ne bucurăm și să-i facem și pe alții să se bucure de harul și pacea despre care vorbește Apostolul Paul. Harul și pacea, care sunt secretul unei bucurii pe care nu o cunosc cei care pentru a fi fericiți caută calea afirmării personale, stând departe de îmbrățișarea caldă a iubirii lui Dumnezeu. Acum, după ce a trecut timpul Crăciunului, vă invit să continuăm să medităm viața lui Hristos pentru a o învăța, pentru a o trăi, pentru a o primi. Să ne rugăm din tot sufletul, Doamne, fă să te cunosc. Doamne, fă să mă las mântuit, eliberat, răscumpărat de tine. Doamne, fă să nu am orgoliul de a-ți impune eu un drum al meu, ci să am umilință și credință pentru a merge pe drumul tău. Amin. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.